mulțumesc, iubita mamă. Steaua mea din zori de zi, fără tine mi-este teamă, că planeta s-a răci. Te-am secătuit de vlagă, m-ai crescut, m-ai înflorit. Pentru tine, mamă dragă, soarele a răsărit. Pentru tine, mamă dragă, soarele a răsărit. Mamă frumoasă, primul meu, dulce lumină, ram de măslin, oriunde pleci eu am să vin. Dulce lumină, ram de măslin. Alături, era într-o margine. Așa, bine v-am găsit. Mulțumesc că ați venit. Am venit cu drag, ca să știți. Pentru că aveți o vârstă frumoasă. Cred că la vârsta dumneavoastră s-a avut de toate, da? Mulțumesc frumos! Am trecut, în 5 copii. Dar cel mai important, că aveți roade, da? Și vă mândriți cu roadele care le aveți acum. Da, Doamne, sănătate la toți. Special de la niște persoane foarte dragi dumneavoastră. Deja să înțeles că este o surpriză. Și este surpriza pentru dumneavoastră. Uitați-vă acest buchet care îl meritați din plin, să știți. Este pentru dumneavoastră. Aici sunt florile vieții dumneavoastră, pentru că aveți un drum alb. Vă rog frumos să-l luați și este pentru dumneavoastră. Este imens. Mulțumesc frumos. Ce e și care l-a dăruit dumneavoastră, că ați venit. Mulțumesc frumos la toți. Așa, da, scoatem balonașele. Așa. Aici, desigur, aveți balonaș cu cifra dumneavoastră. Eu văd aici 07, de 17. Da? 07. 17 ani. 17. Da, 17 împlinește. Eu credeam că e 7, dar așa 17. Nu, nu, 17. Le punem până în jos, sper că nu o să zboare. Așa, uitați-vă, aici avem o tortă. Care tot, este pentru tot dumneavoastră. Tot 17 scrie. Da. Depinde cum întoarcem torta. Dar eu cred până că... ajung la 18 să mai am aleacă. Nu vă sunteți de ani care sunt indicați aici, corect? Așa, când și cum, depinde. Așa, eu o să vă dau citire de pe tortă. Ce scrie pe tortă? Dar până să vă dau citire, o să vă întreb dumneavoastră cine pot să vă facă această surpriză frumoasă. Cred cu părintele. Și cu zânica. La dâns poți să te aștepți așa ceva, o de la aici la înscare, nu știu. Oare de mai sus sau de mai jos, că sunt mulți, mai nu înțeleg. Așa, eu de întâi o să citesc de pe tortă. Pe tortă scrie așa. Pentru cea mai scumpă mamă și bunică, la mulți ani. De la zânica, cred. Păi aveți mulți, mi-a spus, că aveți vreo 5, da? Și 5 apucări, aici care veniți mai departe. Dumneavoastră, ca să știți de la cine, pentru dumneavoastră este un mesaj scris. Și ca să înțelegeți, acest mesaj nu este copiat din nicăieri, este scris din suflet, din sufletul celor dragi, dumneavoastră. Ne dați voi să dăm citire. Poftim. Scumpă noastră mamă, primește felicitările noastre cu această zi minunată, zi în care te-ai născut. Îți urăm ca cerul să te ocrotească, să-ți dorească armonie în suflet, să-ți umple inima cu căldură. Iartă-ne pentru toate greșelile, pentru că noi nu te apreciem, dar te iubim foarte mult. Ești cea mai minunată om din lume, ești cea mai deșteaptă și cea mai scumpă. Ești tot sprijinul nostru și ne-ai fost întotdeauna. Te-ai bucurat cu sinceritate de toate succesele noastre. Iar noi, la rândul nostru, te vom răsplăti cu ajutor. Toate cuvintele din lume nu sunt suficiente pentru a putea descrie dragostea pe care o simțim. Îți dorim infinitul de sănătate, să fii mereu atât de puternică precum te știm și precum ne-ai învățat să fim. Mâinile tale mereu au fost deschise când am avut nevoie de îmbrățișare. Ești îngerul nostru păzitor, îți mulțumim că existi, că ești mama noastră, că ai avut răbdare cu noi, îți mulțumim că ne-ai crescut
nu ai încetat niciodată să ne iubești și întotdeauna ai încredere în noi. Ne închinăm în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumim, scumpă mamă. Iartă-ne de ne-am greșit, sfântă mamă. Te iubim la nesfârșit, dulce mamă. Este cu drag de la fiicele Lilia și Ana, feciorii Victor, Igor și Valeriu, mororile, ginele și nepoții dumneavoastră care vă iubesc și în această zi sunt cu dumneavoastră, chiar dacă nu sunt toți ei lângă dumneavoastră fizic, dar să știți că spiritual și în suflet ei sunt mereu în sufletul lor. Pentru că vă iubesc foarte mult și tatăl a venit noi astăzi, vă demonstrăm dragostea lor pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! N-am nici glas la. Mulțumim frumos la toți copiii, să mă creadă, să mă ierte, poate s-a dus de rău, poate în viață se întâmplă multe de toate, și copii, și nepoță, și toți împrejuri. Vă mulțumesc dumneavoastră frumos și mă ierte cu toți împrejuri. Mulțumim frumos! Eu cred că n-are de ce să vă ierte, doar mulțumire are din partea dumneavoastră, pentru că ei sunt crescut, i-ați educat și sunt acum toți unde sunt ei sănătoși și sunt mândrie dumneavoastră, pentru că ei se mândresc cu dumneavoastră, știți. Noi vinim și noi cu sincere felicitări pentru dumneavoastră, să aveți în permanent și toată ziua doar așa lacrimi de bucurie, pentru că aceștia sunt lacrimi de bucurie, de la copii, da, de la norori, da, de la nepoții dumneavoastră, da. Și suntem atâta, noi vinim cu drag. Și vrem să vă vedem întotdeauna așa puternică. Mulțumim frumos! Dacă împlinesc cam 17 și la 18, cred că și mai puternică. Nu e o problemă. Și întotdeauna trebuie să fiți pozitivă, pentru că aveți încă nepoții dumneavoastră învățați. Să alergi pe împrejur, ca să mulțumim la tăți împrejur. La mulți ani și din frumoasă să aveți. Mulțumim frumos. La 18 frumos. De chinul lor, de truda lor, de cheltuiala lor, la tăți împrejur. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Dumnezeu să-i păzească, să-i întărească, de boli să-i ferească. Asta e principalul vieții.